În perioada 22-23 februarie 2019, o delegație a Bibliotecii Universității Ștefan cel Mare din Suceava, coordonată de profesor universitar dr. Sanda Maria Ardeleanu, a luat parte la seminarul internațional, obiectul științific reprezentând Comoara Națională a Ucrainei, stare, valorificare, conservare, perspective. Evenimentul a avut loc în cadrul Universității Naționale Iurii Fetcovici din Cernăuți. Din delegația USV au făcut parte și bibliotecarele sucevene Anișoara Budui, Adriana Gherasim, Cristina Șutac și Stella Purici, care au dat curs invitației directorului Bibliotecii Științifice a Universității Naționale Iurii Fetcovici din Cernăuți. În baza acordului de colaborare între USV și Universitatea din Cernăuți, precum și a protocolului de colaborare încheiat între cele două biblioteci universitare pe termen nelimitat, bibliotecarii au efectuat schimburi de experiență profesională. Aceștia s-au întâlnit atât la Suceava cât și la Cernăuți în cadrul unor mese rotunde și a unor simpozioane, realizând schimburi și împrumuturi din cadrul bibliotecilor. Participarea delegației sucevene la aceste evenimente cultural-științifice confirmă deschiderea Universității Ștefan cel Mare din Suceava în planul colaborării cu parteneri în afara Uniunii Europene. Schimbul de idei și prezentarea bunelor practici contribuie la promovarea patrimoniului tipărit din România și Ucraina.